Cu o săptămână până la startul celei de-a 52-a ediție a Turului României, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism din sud-estul Europei, Maratonul Sportului pe două roți se va desfășura în perioada 11-15 septembrie. Echipa națională a României va da piept cu unele dintre cele mai puternice echipe cicliste din lume, pe un traseu de 707 km, care pornește din Cluj-Napoca, trece prin Transbucești și se încheie în București, străbătând astfel unele dintre cele mai frumoase locuri din țara noastră. De altfel, evenimentul are o dublă semnificație anul acesta, de promovarea mersului pe bicicletă și de promovarea turismului. Dorim să promovăm nu numai sportul românesc, ciclismul românesc, dorim să promovăm România, turismul din România pe plan mondial și, desigur, și să atragem cât mai mulți fani ai ciclismului alături de acest eveniment extraordinar. Sper ca cu această ocazie, competiția dumneavoastră să reușească să atragă cât mai mulți copii care să vină să pedaleze, pentru că ăsta este scopul numărul 1. Dincolo că este un traseu superb anul acesta, iar atât sportivii cât și toți cei care fac parte din staff se vor bucura de frumusețile României. Ceremonia de deschidere oficială a Turului României la ciclism va avea loc pe 10 septembrie la Cluj-Napoca, în parcarea Cluj Arena. În preambulul primei etape a Turului României pe 10 septembrie, în Cluj-Napoca vor avea loc o serie de evenimente conexe competiției sportive, destinate pasionaților de mersul pe bicicletă și copiilor. Bike Show cuprinde o serie de ateliere pe bicicletă, curse de sprinturi, speed race, acrobații, outdoor, cycling și ateliere de siguranță a biciclistului, toate pentru copii. La cursa copiilor sunt invitați să ia parte în aceea zi mici cicliști cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Țara noastră are o lungă tradiție în ciclism, fiind a șasea din lume care a găzduit un tur național în 1934. Mica Buclă este inclusă în calendarul competițional al Uniunii Cicliste Internaționale, care anul acesta promova competiția la categoria 2-1.